Stimați telespectatori, bun găsit la Alpha Media, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Oameni. Alături de noi în această seară un om al Medgidiei, un om politic, un om de afaceri. Bună seara, domnule Cotârlă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Domnule Cotârlă, înainte de a vorbi despre problemele cetățenilor din Medgidia, aș vrea să vorbim un pic despre Consiliul Local, din care dumneavoastră ați făcut parte în ultimii 3 ani și câteva luni, îmi cer scuze, și în care, nu de puține ori, v-ați ridicat și ați bătut cu pumnul în masă, dacă mi-e permisă afirmația, la figurat, nu la propriu, și ați expus probleme ale cetățenilor. V-ați declarat de multe ori dezamăgit de faptul că nu prea s-au rezolvat problemele cetățenilor în ăștia 4 ani. Cum vedeți acum, la final de mandat, această activitate a Consiliului Local Medgidia și pe parcursul ediției de astăzi o să discutăm ce v-a mulțumit și ce v-a nemulțumit? E greu să mă mulțumească ceva. Sunteți un om greu de mulțumit, să înțelegem. Greu de mulțumit. În primul rând că, datorită problemelor care au copleșit orașul, este greu la momentul ăsta să zici că ești mulțumit că ai terminat de făcut ceea ce trebuia și ți-ai propus să faci în oraș. E greu, pentru că după 4 ani, am întâlnit situații când oamenii nu au apreciat faptul că am încercat din răsputeri să le rezolvăm și să ridicăm în atenția administrației locale problemele cu care se confruntă dânsii. Au continuat, cel puțin acum, cred că a început campania electorală. Oficial nu, neoficial. Jignesc. Au început cu sfârșitul campaniei trecute. Cu salam stricat. Continuă. Da, continuări de genul ăsta. Bineînțeles că eu am înțeles că toate formațiunile și-au reactivat morții. De acum 20-25 de ani. Și-au reactivat toți morții. Poate îi va mai ajuta morții care au determinat căderea orașului. Îmi pare rău că sunt persoane care n-au puterea să înțeleagă că o campanie se poate duce și fără să ne jignim, fără să punem tot felul de postaci, oameni cu, să-i numesc, cu minte puțină, care jignesc și care nu au pic de demnitate să înțeleagă problemele din Medgidia și faptul că noi nu am făcut altceva decât să le apărăm drepturile lor cetățenești. Ca și consilier am încercat să ridic problemele ca și om, ca și probleme, nepunând la socoteală formațiunea politică din care eu fac parte. Nu vreau să încep cu politica. Exprimare politică. Nu, eu vreau să vorbesc ca cetățean, ca om al Medgidiei. De asta ne aflăm la emisiunea Oameni și Oameni, să vorbim ca oameni și despre oameni. Pentru tot ce se întâmplă în orașul Medgidia, nu am cum să nu mă bucur pentru lucrurile bune, deși ele sunt inexistente. Sufăr pentru tot ce se întâmplă rău, nu la fel ca alți colegi de-ai mei consilieri care îi apucă și plânsul când se gândesc la cetățenii din Medgidia și sunt atât de fățarnici și de teatrali încât te face și pe tine ca coleg să crezi că ar trebui să plângi și tu lângă dânsii. Sunt într-adevăr probleme deosebite și mai mult îmi reproșez faptul, fiind mai mult reprezentanți în Consiliul Local
mai multe formațiuni politice, voturile au fost politice și mai puțin pe interes local și interes al cetățeanului. Deși în foarte multe situații am găsit aliați prin care să tragem un semnal de alarmă asupra problemelor deosebite care sunt în oraș și care administrația nu este în măsură să realizeze tot felul de măsuri pentru a reduce din pagube, din lucrurile neefectuate. Vedeți, mă refer inclusiv la infrastructură. Avem o infrastructură deficitară. Toți, haideți să nu generalizez toți, majoritatea cetățenilor spun, vrem drumuri. Strada mea nu s-a asfaltat de 30 de ani, de 50 de ani, nu se mai poate circula. Și de fiecare dată administrația locală a ridicat din număr și a spus, domnule, știți, noi avem un proiect, e depus la Ministerul Dezvoltării, dar nu ne-l semnează contractul ca să asfaltăm străzile. Și totuși, oamenii au zis, domnule, o roabă de piatră, un petic de asfalt, ceva. Și nu prea s-a întâmplat asta. Eu cred că suntem surzi, suntem orbi. Cei care ne considerăm încă cetățeni cu suflet pentru oraș, pentru viitor, pentru copiii acestui oraș. De ce vă spun lucrul ăsta? Am ridicat de foarte multe ori problema reabilitării străzilor, dar cu simț de răspundere. Scurgerea banilor pe lucrări cu firme terțe pentru execuția acestor lucrări nu a făcut altceva decât să sărăcească și bugetul și să ne și înglobeze în datorii ca și administrație. Avem de plătit până în 2028 credite. Avem de plătit credite până în 2040. Ne înglobăm cu datoriile pentru preluarea pe bugetul local a lucrărilor de la pod. Avem proiect terminat la policlinică, la parc. Vedeți dumneavoastră, toate acestea nu fac altceva decât să ne ducă înapoi toată evoluția în acest oraș. Nu vrem să înțelegem că trebuie să dăm credit și generației tinere. Aceasta, din urmă, zic eu că ar fi soluția de viitor în Megidia. De ce? Pentru că eu consider că sunt în măsură mult mai mare pentru realizarea proiectelor europene, iar dacă sunt bine canalizați, și execuția lucrărilor va fi de cea mai bună calitate, fără să permită scurgerea banilor din aceste proiecte. Tocmai datorită faptului că nu a existat o supraveghere profesionistă de către profesioniști a lucrărilor care s-au executat în Megidia, ăsta este și motivul pentru care ele ori nu s-au terminat, ori au fost executate de foarte proastă calitate. Nu trebuie decât să vă uitați la momentul acesta la șoseaua de centură. Am intrat în campanie, vorbim de asfaltarea străzilor, Tăbăcărie, Crângului, Silozului, de acord, le facem cu sprijinul Consiliului Județean, le facem cu sprijinul administrației locale, dar trebuie să făcute, dar haideți să le facem cum trebuie. Am refuzat întotdeauna să dezvoltăm aceste proiecte pe firma Apollo Ecoterm, firma Consiliului Local, care cred eu că ar executa aceste lucrări în proporție de 300% ca și
număr de străzi asfaltate și cu 80%, 75-80% tarif mai mic pentru realizarea acestor proiecte. Am propus deschiderea unei stații de asfalt. N-a avut nimeni urechi să audă. Zic eu că aceste proiecte nu sunt derulate, dar cu condiția ca banii să poată fi controlați bănuț cu bănuț. Și asta consider eu că multora nu le convine. Reprezentanții administrației locale au spus de fiecare dată, domne, noi nu ne permitem să investim pentru a avea o stație de asfalt proprie a municipalității care să ne producă asfaltul necesar reabilitării străzilor. Eu nu vreau să intru în discuțiile astea. Păi, sunteți om de afaceri și probabil știți cam, eu știu, la ce valoare se ridică o stație de asfalt? Își permitea bugetul Medgidiei o astfel de investiție? Eu sunt convins că dacă nu s-ar scurge banii din instituțiile primăriei, consider că s-ar putea realiza mult mai mult. Mult mai mult. Dar eu nu vreau să dezbat problema aceasta. Este doar ca o soluție pentru Medgidia și zic eu că atunci nu este o laudă că asfaltezi 2-3 străzi, 5 străzi. Este o laudă în momentul când după 4 ani pot, un oraș asfaltat. Pot readuce Medgidia și să o redau cetățenilor cum era în anii 78. În 1978 am citit un articol în care Medgidia era singurul oraș din România cu absolut toate străzile asfaltate. Bine, se întâmpla și asta... Cred că este printre puținele municipii în care încă mai există drumuri nepietruite. Sunt multe probleme. Deci acum o lună am văzut persoane care n-au trecut prin cartierele din zona Cimentu, Alibaba, Mahmud Bey, zona Cimentu, zona Canal. Nu am văzut în 4 ani de zile. Acum văd că e o forfătă totală. Toată lumea iubește cartierul din Alibaba, din Mahmud Bey. Încearcă tot felul până de... Până când? După alegeri? Până după alegeri, că pe urmă nu o să-i mai vadă, stați liniștit. Eu vreau să vă spun că eu nu am aliați. Vreau să-i conving pe cetățeni faptul că trebuie să accepte după 26 de ani să aibă o altfel de relație cu administrația. Nu este normal ca eu, ca și consilier, să le spun toate problemele, pentru că nu le știu pe toate problemele cu care dânsii se confruntă. Și atunci... Și chiar dacă le spuneți, tot dumneavoastră ați spus că de multe ori ați ridicat probleme ale cetățenilor și au fost trecute la și altele. Da, bine, te-am ascultat, mulțumim, o să rezolvăm, sănătate, hai, pa, la revedere. Pentru că și inițiative de proiect, dacă le introduci, este foarte greu să treacă. Pentru că dacă superi și nu ai susținerea în Consiliu, nu trece inițiativa. Eu mă bucur că mi-au trecut cele două inițiative, una de cea de la cimitir, în care eu am propus pentru a proteja cetățeanul faptul ca firma să-și depună garanții, să fie acreditată de administratorul domeniului public, doi, să taie factură, să dea certificat de garanție, lucru care le-a displăcut unora, dar mă bucur că colegii mei din Consiliu au avut puterea și au votat și a trecut inițiativa de proiect. Cea de-a doua, cred că a nemulțumit pe foarte multă lume, în condițiile în care am propus ca la procesele verbale de recepție pe lucrări, indiferent că sunt pe fonduri europene sau de altă natură, pe investiții, intervenții, din comisiile de recepție să facă parte și un
și câte unul din consilierii locali din fiecare comisie. De ce? Pentru a exista transparența, să nu fie necesar să cerem tot timpul date, să plătim cu 5 lei pagina ca să putem să avem acces la diferite informații, iar în momentul când le cer să-ți reproșeze că este o formă de a-ți face campanie. Și atunci zic eu că este foarte greu să-i demonstrez că nu asta îți dorești și mai ales la mijlocul mandatului îți dorești să faci campanie în momentul când le readuci aminte de problemele pe care le au dânsii. Că sunt problemele lor a executivului. De aceea vă zic, e greu să te simți singur. Pentru că eu nu vreau să intru în grupuri. Ăsta este și motivul pentru care sunt, cred eu, incomod pentru foarte mulți. Li se par că vorbesc prea mult, li se par că ceea ce spun este doar politic și nu pot să le probez prin execuția lor. Încearcă să te discrediteze în orice formă și pe orice cale. De aceea îmi este greu să cred că am trăit alături de oameni care efectiv doar au trăit în oraș, dar n-au avut suflet pentru nimic în orașul ăsta. Mă uit la școlile care le-am avut în Megidia și care ne-au format efectiv. Mă uit la licee, grădinițele, terenurile de sport, terenurile de joacă. Toate sunt făcute numai pentru a arunca cu praf în ochi. Uitați-vă la felul cum au fost realizate terenurile de sport la școli. Covorul asfaltic. S-a ridicat problema că sunt prost făcute. A auzit cineva? Nu are importanță ce consilier din partea cărui partid, dar au fost ridicate aceste probleme, dar bineînțeles că nimeni n-a avut urechi să audă. În aceste 30 de zile toată lumea denigrează. Nimeni nu vine să spună proiecte, soluții pentru Megidia. Îmi pare rău că nu vrem să ne uităm de jur împrejurul orașului. Să vedem că economic nu mai existăm. Să vedem că toți banii care îi producem în acest oraș, da, prin plata diferitelor servicii, nu rămân în acest oraș. Pleacă, nu contribuie la investiții pentru acest oraș. De ce vă spun lucrul ăsta? Îmi pare rău că ce a fost bun n-am știut să ne folosim de ceea ce a fost bun. Sistemul turcesc de comerț. Decât să aduc supermagazine, lăsam cel puțin 1000 de familii prin micile afaceri care le aveau, un magazin, un chioșculeț, așa, să aibă o sursă de venit prin care să supraviețuiască. Știm că Turcia este, la momentul ăsta, a treia economie mondială. De ce nu putem să vedem lucrurile bune și să luăm lucrurile bune? Eu cred că era o soluție deosebită pentru Megidia. Avem Minera care a dispărut. Este o ruină. Nu-ți vine să crezi. Imumu, vedeți dumneavoastră, a făcut istorie și a devenit istorie. A devenit istorie, dar va lăsa și un oraș istorie. Pentru că Imumu a murit ușor. Așa cum se întâmplă cu orașul ăsta, a fost o platformă de 8.000 de muncitori care
prin 8.000 de locuri de muncă, susținea cel puțin 25.000 de oameni, 8.000 de muncitori, având familii, cred eu că era una dintre cele mai mari platforme industriale din România. N-am știut să ținem de aceste întreprinderi. Bineînțeles, am, având această putere, inclusiv o putere socială, și-au ales conducătorii la nivel de administrație locală. De aceea am ajuns aici. Pentru că managementul care l-au făcut la IMUM, îl fac și în Megidia. Luăm cei 26 de ani și vedem. Vorbim de furt, vorbim de tot felul de tâmpenii care poate să discrediteze pe cineva. Dar nu vedem ce s-a întâmplat. Nu vedem ce s-a întâmplat. Știm doar să ne plângem, nu avem. Știm doar să-i acuzăm pe privați că au furat, că nu știu ce au făcut, că au dat bani puțin, că, vedeți dumneavoastră, astea nu sunt lucruri care să le comentăm cu populația. Și ne trezim într-o campanie electorală că trebuie să discutăm de ce fel de... Dar acele salarii au fost luate, că au fost mari, că au fost mici, au susținut problemele sociale a multor cetățeni. Păcând acolo, totul a fost doar ceva teatral. S-a tăiat și s-a mâncat imumul ăla ușor. S-a vândut pe bucăți. Vorbim de parcuri industriale, de când noi avem o platformă acolo unde avem toate utilitățile. O avem. Pentru că utilitățile sunt energia electrică, canalizarea, apa, ce este cel mai important. Și o zonă plată care să permită construcția unui cartier pentru tinere, dacă tot dorește să dea locuri de casă sau să facă un parc industrial, ca și zonă, este suficient de întinsă și compactă. Dar să nu dezvolt problema, numai problema imumului. Totuși, durerea multor cetățeni din municipiul Medgidia este lipsa locurilor de muncă. Și odată cu dispariția imumului, au dispărut și locurile de muncă. Și vedem acum că dimineața la ora 5 autocarele sunt pline și duc oamenii în diverse localități pentru a-și câștiga pâinea. Dacă n-au urechi să audă. N-au urechi. Niciun ban nu rămâne în Megidia. Că e uzina, își trimite, e punct de lucru, își trimite banii la București, de la București către Paris, Londra, Berlin, unde sunt centrele financiare. Că sunt magazinele supermarketuri, nu știu cum să numesc, cum încasările toate sunt trimise după punctele de lucru, pe centrele de unde au sediu social de afară. Deci nimic nu rămâne aici. Luați ultima noastră dezamăgire, Fruvimedu. 1700 de hectare care asigurau foarte multe locuri de muncă, producție, venituri pentru Megidia. Veneau oameni din țară să muncească la Megidia. Da. Refuzăm. Deci nu înțelegem că ceea ce facem cu firme de afară, toate astea nu pot fi controlate. Dacă faci cu firmă din Megidia, atunci trebuie să dai explicații și pentru tarife și de ce ai făcut și cât ai scos și tot. Zic eu că nu există interes ca să lăsăm bani în Megidia. Chiar nu există interes. Nu ar fi logic ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică nu e logic... Administrația locală, adică e ilogic ca o administrație locală să nu vrea ca banii să se întoarcă la bugetul luați local. Luați extrasele de cont de trezorărie de ale primăriei. Sper să ne le dați dumneavoastră, că am înțeles că le-ați primit da. Consilierii locali. Pe ultimii 4 ani și o să vedeți dumneavoastră către cine s-au făcut plățile. Și pe urmă să spunem cine este hoț și cine este de bună credință. Da, mă interesează să văd într-adevăr că
după 26 de ani să trezește un om cu suflet pentru Megidia, să reabiliteze baza sportivă de la Megidia. Pentru că eu consider... Păi, dar de nu sunt 10 foarte... ani încoace să spune, domnule, e imposibil. E un obiectiv greu de reabilitat. Un obiectiv pe care dacă îl reabilitezi, cheltui foarte mulți bani și nu se amortizează investiția aia 10... Se făceau calcule cu tarife foarte... de intrare la bazin de 100 de lei, de 500 erau de lei. Erau foarte de... mulți oameni fericiți. Regretatul profesor Pop, care s-a bucurat la începutul întâlnind folosința stadionului, când stadionul avea o sală de forță, avea condiții extraordinare, a descoperit talente pe măsură. Surorile Gheorghe, Daniel Cojocaru, pot să mai enumer profesori care au avut rezultate extraordinare acolo, Nistor, Cioară, deci au fost partea de la școala sportivă, Vali Petricală, care au fost buni sportivi, Emil Neacșu, domnul Vartic, care au descoperit foarte multe talente. Una și le-au cultivat. Și le-au cultivat, sigur că da, iar rezultatele s-au văzut la nivel internațional. Da, dar vreau să vedeți că revenim la partea sportivă, îmi cer scuze că vă întrerup, și vedem acum. Există copii talentați, merg până la un anume nivel, după care stop. Dacă n-au părinții bani să-i susțină la școli sportive de tradiție, ei se pierd, renunță la sport. Și atunci, care e rolul unei administrații locale în susținerea vieții sportive? Am spus și în ședința de consiliu. În loc să dezvoltăm relația cu școala sportivă, avem logistică deosebită față de alte orașe în care putem pregăti mari talente. Mari talente. Aducem tot felul de ONG-uri să îmbrăcăm cu tricouri ca să facă reclamă pentru că a sponsorizat uzina nu știu ce sau lucruri care am făcut un cross care nu s-a ridicat la nivelul unui cross. Da? Erau făcute cross-uri între școlile generale, între licee. Cei care aveau rezultate puteau să acceadă în concursuri naționale. Acum unde putem să profităm de un anumit avantaj, că doar n-a venit ONG-ul de la București ca să organizeze cross-ul de la Megidia a școlilor generale. Adică mi s-a părut când asta putea să o facă școala sportivă, pentru că mi se pare că era cea mai îndreptățită ca organizatoare. Dar, vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe probleme. Problema este și ce ne leagă. Pentru că și eu am făcut sport de performanță, și sora mea a fost în lotul național 10 ani, în lotul național de handbal, când a fost echipa mare cu Maria Teoru, cu Ibadula, a dus flacăra olimpică în drumul ei spre Moscova. Deci am motive să-mi doresc să fac lucrurile astea pentru Megidia. Dar sunt tot felul de oameni care nu văd în acest oraș decât hibernarea a unui om dezinteresat. Dezinteresat. Dacă după 26 de ani reactivăm morții ca să reprezinte partide politice, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Nu suntem în măsură să aducem oameni noi, tineret. De ce nu suntem în stare? Pentru că nu-i mai avem, că au plecat din orașul ăsta. Și au plecat pe bună dreptate. Au plecat pe bună dreptate. Sunt apartamente goale. Sunt spații de închiriat. Sigur. Vedem luați toate care zonele din Megidia, nu că o spun eu. Ca să spun că am eu ceva personal cu nu știu cine. Nu, luați toate zonele din Megidia. Imum, veseuri, spital, cimentul și o să vedeți că jumătate din aceste apartamente sunt goale. Nu suntem în măsură să punem oameni noi pentru că nu-i mai avem. Tineretul cum a făcut 18 ani? Pleacă.
A plecat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, toate aceste generații au alte pretenții. Nu, și cred că tinerii s-au săturat să fie considerați generația de sacrificiu. Au și ei nevoie de un loc de muncă stabil, au și ei nevoie de un venit pentru a-și putea întemeia o familie. Au nevoie de siguranța zilei de mâine. Măcar unul prost plătit, așa cum se tot vehiculează. Unul prost plătit, dar măcar să existe și ăla, dar nu-l are nici pe ăla. Nu-l are. Și atunci, care este soluția? Să plece. Să plece pentru că sunt sătui de indiferența părinților lor. Așa o văd eu. Așa o văd eu. În momentul în care nu te uiți în traista vecinului și ești în măsură să alegi un om care să facă ceva pentru generațiile care vin, că așa pot să vă zic că sunt nemulțumit că în ăștia 26 de ani i-am văzut pe toți că au venit rupți în cur. Pardon, și au plecat la Versace. Așa. Păi nu-i vedem de unde au făcut banii, îi vedem pe privați. Deci, eu nu vreau să aduc niciun afront nimănui. Dar haideți ca să ne înțelegem rostul nostru. Fiecare generație are rostul ei pentru ceea ce lasă în urmă. Nu trebuie neapărat să consider. Da, sigur, suntem și oameni care nu ne putem ridica la nivelul pretențiilor lor. Dar de acolo și până la a nu face nimic și a îngloba în datorii orașul ăsta și tot să bufăm că suntem frumoși fără să scoatem în evidență că Medgidia a devenit o zonă defavorizată. Așa, să putem să primim... Dar noi ne numim municipiu. Bineînțeles. Dar trebuie să avem un sprijin în plata taxelor, a impozitelor, pentru faptul că suntem defavorizați. Suntem defavorizați. După 8 ani, abia acum au reușit să strângă gunoiul după centură. Îmi vorbiți de mediu. Sunt de acord. Sunt de acord. Dar tot gunoiul ăla provine din demolarea fabricii de var, proprietate a uzinei. Nu a interesat pe nimeni că a fost aruncat. Cine le-a permis să-l arunce acolo? Eu cred că le-a permis cineva, că păi, nu se duceau de capul lor. Corect. Atunci, de ce nu se văd toate aceste lucruri? Deci demolarea fabricii de var, tot moluzul acolo este. Abia acum au reușit să-l strângă. Ne întoarcem la administrația locală. Cetățenii s-au săturat să vadă disensiuni în Consiliul Local, să vadă că reprezentanții partidelor politice se ceartă și nu reiese nimic concret pentru cetățean. PSD-ul cu PNL-ul, cu partidul X, cu partidul Y. De fiecare dată există un talmeș-balmeș, toată lumea se ceartă, se votează sau nu se votează și cetățeanul stă și se uită și ajunge la concluzia: dom'le, dar pentru mine, bine, ce face primăria și Consiliul Local? Într-adevăr, sunt și diferențe de opinie. De la diferențe la opinie până la jigniri, e cale lungă. Stați puțin, deci, în momentul, eu am avut și birou consilierului local. În momentul când mi-au fost aduse la cunoștință probleme cu care se confruntă cetățeanul, a trebuit să le spun măcar la diverse. Le-ați spus și ce s-a întâmplat? Păi nu s-a întâmplat nimic. Pentru de că ce? Și dacă am spus despre faptul că se fac abuzuri de către firmă care nu vreau să-i dau fără numele, nume, da. Fără da. Nume, de apă și care asigură apa în Medgidia, au fost situații la blocurile de la Cimentu, când mi s-a adus la cunoștință faptul că merg cu un singur apometru 5-6 blocuri și grădinile din apropiere, fără să se admită montarea apometrului pentru fiecare scară, așa cum ar fi normal. Eu am spus, eu am auzit. În ce formă pot să determin persoana de decizie ca să înțeleagă, pentru că acolo există nemulțumiri și pe bună dreptate.
veniturile sunt mici, atât cât sunt. Oamenii încearcă să-și chivernisească fiecare bănuț. Faptul că nu vrem să-i ascultăm, trebuie să găsim tot felul de soluții în care să țipăm, să discutăm în contradictorul. E normal să întâmple lucrul ăsta. Acum, orice îi spune, nu ai cum să rezolvi fiecare situație, vedeți? Pentru că toate problemele acestea nu sunt scrise și luate în considerație de administrație. Am spus de problemele de la terasamentul, de la pătrățel. Au spus că îmi facilitează mie nu știu ce. Da. În momentul când o să le cadă stadionul, o să-i rog să-și pună înregistrarea de la ședințe, să vadă că am ridicat de enorm problema. Și ar trebui dați în judecată pe penal, pentru că nimeni nu și-a permis să dea în judecată, că am zis, suntem colegi, sau ca să vadă că trebuiau să ia măsuri, că de asta suntem consilieri, să le aducem la cunoștință. Nici acum n-au rezolvat problemele și nu s-a rezolvat 99% din problemele care au fost aduse de către consilieri. La diverse. Concluzia dumneavoastră care e? Nu s-a vrut, nu s-a putut, nu s-a știut? Păi n-au interesul ca să scoată alte persoane adică aceste idei. Adică ne rezumăm tot la politică. Tot la politică. Dacă nu vine partea mea, iese el bună ziua, nu se poate. Da, dar știți că mai e chestia aia specific românească. Propune unul ceva, îl lăsăm să treacă timpul și după aia vin eu și propun. Că îi fur ideea lui ăla și propun și tot îl fac, dacă vreau să-l fac. Măcar să o facă și în felul ăsta, n-ar fi rău, numai să o fac. Păi, adică... Dar nu o fac nici așa. Soluția ar fi fost. Deci, este foarte important să lăsăm tot felul de cuvinte urâte la adresa unui altuia, să nu ne mai permitem lucrurile oricum, astea. Oricum, știți cum, campaniile electorale, mai e puțin și începe campania electorală, o să fie un, eu știu... Cred că un amalgam așa de vorbe spuse aiurea. Vedem gunoiul din ochiul colegului, vecinului, dar nu vedem bârna din ochiul nostru, nu? Da, Sigur că oamenii își doresc totuși o dezbatere a proiectelor, nu neapărat un scandal de ăsta. Bine, acum vorbim de relațiile noastre sociale în Megidia. Sunt foarte multe probleme. Foarte multe probleme care nu s-au respectat. Dacă cetățenilor din Megidia le convine felul cum arată Megidia astăzi, sunt convins că au ales în toate mandatele astea foarte bine. Bun, în condițiile astea nu ne mai mirăm de ce există lehamita aia a românului față de alegeri, oricare ar fi ele, locale, parlamentare, europarlamentare și așa mai departe, absența la vot, avem studiile sociologice care spun că procente însemnate reprezintă categoria nehotărâților. Și atunci, cred că dacă analizăm în ultimii 5 ani, prezența la vot e în scădere. Oamenii s-au săturat să vadă scandal și circ. Mai vor și ei să iasă pe stradă, să nu-și rupă pantofii, să treacă cu mașina, să nu fie nevoit să meargă la service din două în două săptămâni. Să aibă și ei un loc în care să plimbe, să se relaxeze, să simtă și ei că impozitele pe care le plătesc la primărie se regăsesc într-un fel sau altul în mediul în care trăiesc ei. Vedeți dumneavoastră, sunt lucruri care pot fi discutate mult și bine. Dacă nu există persoana care să se implice și să realizeze tot ceea ce visăm și ce discutăm, nu putem să facem mare lucru. Și atunci, pot să vă dau un exemplu. Și atunci ne punem eu ca consilier, în momentul când am cerut explicații către managerul proiect de la POD, de acord, managerul proiect are o responsabilitate extraordinar de mare. Dacă un proiect nu este realizat, 99% se datorează managerului de proiect. De asta să și spune manager proiect. Faptul că am cerut explicații pentru lucrările de la pod mi-a transmis că mă dă în judecată.
avea o problemă. Fără să luăm în considerare, domnule, ce am făcut bun? Am cerut explicații și mi-a venit în ședința de consiliu cu două vrafuri mari ca să... Am mai discutat subiectul, eu cred că nu din propria inițiativă. Nu știu din a cui inițiativă, dar ca să nu poți să tragi pe nimeni la răspundere pentru toate aceste proiecte neterminate, deja mi se pare prea mult. Îmi doresc să văd în primăria Megidia funcționarii publici, în general femeile, să le văd într-o ținută apropiată de ținuta office, dacă nu chiar office, pentru că este funcționar public și așa este normal. Eu i-aș fi răspuns doamnei la amenințări, dar am zis că e tânără și încă nu poate să discearnă ce a avut pe mână și ce responsabilitate i-a revenit în momentul când a acceptat acea poziție de manager proiect. Același manager de proiect a fost și la policlinică, în momentul când s-a angajat să termine lucrările până la data prevăzută de proiectul european. Aceeași problemă și la parcul 1 mai, că s-a cerut ca să facem proces verbal de recepție pe lucrări care n-au fost niciodată executate. Și, și dintr-o dată i-a apucat grija pe toți că lucrările trebuiesc, ca să nu se deterioreze, trebuie să acceptăm procesul verbal ca să fie dată către Apollo Ecoterm să întrețină toate aceste spații. Eu stau și vă întreb un alt lucru. Nu, eu vă întreb. Dom'le, chiar nu avem onoare și nu avem rușine? Nu că spune Cotârlă. Nu că spune Cotârlă. Cotârlă are. Și dacă vine la primărie vreodată, așa, nu vreau decât să-mi reprezint orașul unde m-am format și am crescut. Bun, eu vă întreb un alt lucru. Oamenii ăștia care au semnat documentele astea, care au semnat procesele verbale de recepție, că am înțeles că au fost comisii, specialiști, ei n-au văzut toate problemele astea pe care consilierii locali le tot sesizează în ședințele de consiliu? Au pus mâna la ochi? Sau chiar, chiar credeți că le va fi ușor în momentul în care peste 4-5 de zile se va chema audit și Curtea de Conturi? Chiar credeți că o să le fie foarte ușor? În primul rând, tarifele și banii nu se pot justifica. Nu se pot. De asta nu sunt date și nu există transparență. Noi tot acuzăm pe ăla, nu, întreg sistemul e vinovat. Întreg sistemul e vinovat. Păi lucrările la parc sunt plătite, domnule, de acum, hă. Și recepția lucrărilor, acum vrea să facem proces verbal de recepție. Păi cum plătesc înainte să fac recepția? Haideți, deci trebuie să încercăm să fim realiști. Trebuie să încercăm să nu mai facem atâta politică și să vorbim așa cum cred eu că este normal, să vorbim ca oameni de problemele care le avem și cum le putem rezolva. Politica nu ne ajută foarte mult acum. Chiar nu ne ajută. În cei 4 ani petrecuți în Consiliul Local, a primat politicul, interesul de grup, interesul personal sau interesul cetățean? Ce ați vrea să vă răspund? Nu știu. Cum ați văzut dumneavoastră? Pentru că ați avut de multe ori supărări, chiar frustrări legate de faptul că ați spus, domne, cetățeanul X mi-a sesizat problema asta. Hai să facem ceva să o rezolvăm. Nu, și după câteva ședințe reveneați și spuneați, nu s-a făcut nimic. Plecați dezamăgiți, spuneați, nu mai vin. Ați vrut să plecați la un moment dat dintr-o ședință de consiliu. V-ați dat demisia din consiliu de administrație la o unitate de învățământ. Și de asta vă întreb, cum ați văzut, ce a primat? Interesul partidului, interesul personal, interesul de grup sau interesul cetățeanului? Sau puțin din fiecare? Dacă v-aș spune că a primat faptul că mi-am dorit într-adevăr să-i reprezint pe cetățeni, n-aș vrea să spuneți ceea ce am auzit 4 ani când fac campanie electorală. Nu, pentru dumneavoastră. Vorbesc
de întreg Consiliul Local. Nu e posibil să fie numit un Consiliu de Administrație pe liceu, pe școală generală, în care să nu ai la cunoștință lucrările de investiții, de reparații, să nu semneze nimeni de la școala aia pentru recepția lucrărilor. Atunci pentru ce mă duc eu acolo? Care este menirea mea ca și Consiliu de Administrație? Deci nu vrem să fim transparenți. Ați filmat de vreo două ori, iar readuc gardul de la școala 4. S-a reparat după 3 ani, nu? S-a reparat, dar după ce faci o investiție de aproape 400 de milioane, îi pui proptele să nu cadă? Și pe urmă găsești că îmi fac campanie electorală. Dar aia chiar că a fost o problemă de asta de, nu știu, de nesimțire efectiv. Să vii, să mă denigrezi că am adus ceva la cunoștință care nu ți-a făcut plăcere. Păi acolo s-au scurs banii. Acolo s-au scurs banii. Haideți să ne uităm la toate școlile, felul cum sunt împrejmuite. Haideți să vă duc la grădinița nouă, să vedeți cum arată. Terenurile de sport, terenul de la școala 4. Maidanul de la școala 4. Acum nu arată nici măcar a Maidan. Un coș de gunoi. Am renunțat la foarte multe lucruri personale pentru am pierdut din afaceri, din problemele mele personale, faptul că am intrat în contradicții pentru problema cetățenilor. În schimb, sunt la momentul ăsta generația anilor, să zic, 45, 55, care cred că și-au încheiat contractul cu viața. Și nu îi mai interesează de viitorul copiilor lor, nepoților și așa mai departe. Le lipsește pretenția de la viață, de la ceea ce ne oferă poate, orașul. Poate sunt scârbiți, poate s-au și, săturat, și poate le hamite, da, poate atunci și-au pierdut speranța, pentru că știți cum e, românul se bazează pe speranță, dar mai moare și speranța câteodată. Eu sunt de acord. Sunt foarte mulți care la diferite posturi vorbesc foarte frumos. Sunt foarte buni oratori. Le cunosc pe toate. Nu sunt cu absolut nimic deranjați de opiniile concetățenilor. Tot timpul zâmbesc și zic eu că aceia sunt cei mai buni pentru a-i reprezenta. Nu avem nevoie de oameni care să nu facă parte din grupuri de interese și altceva. Suntem speriați efectiv de lucrul ăsta. Suntem speriați. Da, îmi doresc să readucem generația tânără, chiar mai tânără și decât mine, și atunci îi voi susține cu absolut toată tăria mea. Dacă suntem decisi să facem într-adevăr o schimbare. Dar această schimbare să determine distrugerea a toate grupurile astea de interese. Păi nici nu au avut loc alegerile și deja posturile de la primărie sunt date pe executiv. Dom'le, despre ce vorbim, dom'le, fără rușine, da, fără nimic? Eu am auzit pe cineva, adică mi-a relatat un șef de instituție o poveste. A venit unul la mine și m-a întrebat, bă, tu după alegeri mai stai? Omul a zis, dom'le, eu am dat concurs pe funcția asta. A, păi vreau să vin eu în locul tău. Și despre ce vorbim? Da, deci, vedeți dumneavoastră, continuăm cu aceleași promisiuni, cu aceeași formă de a-ți atrage electoratul, cu funcțiile executive, le-am promis deja cu o lună înainte de alegeri. Haideți să ne axăm pe, să discutăm pe proiecte, pe programe care sunt cele mai bune pentru Mejdia. Deși acum este foarte greu. Am fost 4 ani în Consiliu și știu ce o să urmeze.
Știu ce o să urmeze. Vom avea foarte multe frustrări. Ne gândim la toate plățile care trebuie făcute. Mai așteptăm sentința cu GBI-ul. Să sperăm că o să ne fie favorabilă, dar dacă ne va fi nefavorabilă, o să fie tare rău pentru noi. Nu cred că la momentul ăsta cineva să gândește cu ceea ce se va confrunta. La momentul ăsta să gândește că el trebuie să câștige, prin orice formă. N-am nimic împotrivă. Mi-aș dori să câștige oricare cetățean din Megidia care într-adevăr poate să ajute orașul ăsta. Am început cu Minera, am terminat cu Metallica, cu Imumu, cu Fruvimedu. Spuneți-mi ceva despre care pot să vorbesc în Megidia. Orice, spuneți-mi ceva despre care pot să vorbesc în Megidia. Despre cetățeni. Se spune așa. Sunt triști. De ce? Că așa vor ei sau că așa vor conducătorii? Pentru că așa vor ei. Pentru că ei și aleg conducătorii. Mergem pe proverbul românesc, că avem conducătorii pe care îi merităm. Corect. De aceea v-am spus că am așteptări extraordinare de la generația tânără, care nu o să mai pună botul la tâmpeniile morților. Bun, dar generația tânără... Cea care mai este existentă în oraș. Generația tânără fuge în străinătate, în orașe mari, în Constanța, în București, în alte orașe ale țării, unde își găsesc un rost, ca să nu spunem doar un loc de muncă. Și dacă stăm să ne uităm, pe bună dreptate, Megidia este un oraș de oameni bătrâni și îmbătrânit. Pentru că tinerii fug. Bătrânii n-au trebuit să părăsească Megidia, că au avut venituri, pensii, cei care au avut pensii, asistență socială, cei care nu au avut pensii, au avut surse și venituri care să le asigure cât de cât un trai. Că a fost bun, că a fost rău, dar a avut sursă de venit. Tinerii, în schimb, n-au avut. Beneficiază de șomaj o perioadă de un an cu prelungire 6 luni, după care nu mai au nicio sursă de venit. Și atunci trebuie să orienteze. Văd că la noi nu sunt buni, afară sunt extraordinar de buni și se integrează în orice tip de muncă pe care poate fi prestat acolo. Zic eu că Megidia la momentul ăsta trebuie întâi să ofere și apoi să aibă pretenții că va trebui să rezolve și problemele. Pentru că la momentul ăsta este foarte greu. Este foarte greu. Chiar nu cred că sunt oameni care să-și dea seama ce va însemna acești 4 ani. Cu intervenții pe problemele de proiect unde trebuie să intervenim de la bugetul local și să asigurăm celelalte servicii pentru Megidia. O să fie extraordinar de greu. Cum vedeți ieșirea din Adi Dobrogea? Vorbim de spitalul de la Megidia. Nu-mi vine să cred că mai mari administrații ne plângem când avem doctori. Nu suntem în măsură să le asigurăm o locuință de servicii, facilități care să le creeze o stabilitate socială. Pentru că salariile sunt cum sunt în sistemul de sănătate și atunci, dacă nu poți să le creezi nici aceste facilități, o locuință de servicii trebuie să facă naveta pe Constanța sau și așa mai departe, nu putem să-i înrădăcinăm pe Megidia. Chiar nu avem soluții pentru spital. Nu avem doctor de la, nu avem doctor de la, nu avem doctor de la. Păi, pe bună dreptate, doctorul, dacă se duce în localitatea X și se decontează drumul, îi se dă o locuință, stă
Dacă vine la meseria și nu îi se dă nimic, pleacă. Vorbim despre bugetul spitalului și facem rectificări bugetare, dacă nu la două luni... În fiecare lună. În fiecare lună. Da, pentru că... Care sunt soluțiile? Ce să discutăm în Consiliul de Administrație? Păi discutăm noi la primărie fără să mai fie necesar Consiliul de Administrație. Dacă și Consiliul de Administrație de la spital are aceleași atribuțiuni ca cele de la școli, ca cel de la școli, atunci nu cred că mai sunt foarte multe lucruri de spus. Atunci ce încercăm să salvăm? Sistemul din școli nu putem, sistemul din spital nu putem. Chiar văd în fața dumneavoastră muzeul de la Megidia, la care dumneavoastră ați ridicat foarte multe probleme. Sunt 8 ani de mandat. Nu știu dacă Megidia nu-și poate permite un buget, să faci un buget de în 2006 pentru 2007 să-ți bugetezi bani pentru reparația muzeului de la Megidia. În 8 ani nu s-a reușit. E la Consiliul Județean. În administrare. Păi stați, vorbim de Consiliul Județean, că face numai lucruri bune în Megidia. Asfaltează străzi. Tot cu același sistem pupincurist. Haideți să vorbim civilizat. Dom'le, cât de civilizat să fii în momentul când vezi că mor încet? Murim încet, nu vedeți? Suntem civilizați. Eu n-am adus injurii la adresa niciunui cetățean. Dar nu mai putem să fim slugarnici. Trebuie să avem și noi prioritățile noastre a Megidiei. Că vine de la Consiliul Local, dar ce am nevoie de bani de la Consiliul Local când pot încheia un protocol dacă e nevoie și am să fac investiție după bugetul local? Cine mă oprește? Nu vedeți că dacă vrei să fii agreat în Megidia, trebuie să promiți ceva. Nu există cetățean să nu aibă nevoie de ceva. Dacă i-ai promis, ești prietenul lui. Întâi trebuie să ai și suportul necesar. Plus că nu știu câți ar putea să promită știind cât poate să realizeze din promisiunile pe care le face la început, nu? Ne cunoaștem de prea mult timp oamenii care trăim în acest oraș și am învățat să ne mințim și să ne credem foarte ușor. Foarte ușor. Deci, chiar cred eu că este cea mai mare formă de a câștiga pe cineva, promițându-le, zâmbindu-le, râzând, fără să îi conștientizezi asupra problemelor cu care ne vom confrunta în viitor. Deci, școli, grădinițele, ar trebui să înțelegem că toate locurile pentru educația, pentru creșterea generațiilor următoare, va trebui să existe și să fie prioritatea noastră principală. Grădinițele, școlile, liceele, locurile în care ne vom educa viitoarele generații. Am dat o importanță din ce în ce mai mică de la Revoluție. Toate acestea s-au distrus datorită timpului. Au trecut timpul peste ele și n-am încercat să le reparăm. Nu vreau decât să faceți o comparație între școala generală, fosta școală generală 5 și celelalte școli. Împrejmuire, teren, săl de clasă, aspect exterior, tot ce vreți dumneavoastră. Noi de ce nu putem să le aducem pe ale noastre care le
le coordonăm noi în aceeași stare. Tot ce facem nu se ridică la nivelul și la pretențiile plăților care le facem către cei care ne execută și prestează aceste servicii. Și atunci ne întrebăm de ce mergem din ce în ce mai prost și nu vrem să încercăm să ne rezolvăm aceste probleme, odată rezolvate, să ne ocupăm de altele care vin și reprezintă priorități. Bun. Este singurul moment această lună care urmează în care toți sunt foarte activi. Dar în ăștia 4 ani n-am auzit foarte mulți să se implice în problemele Medgidiei, în problemele pe care le au cetățenii. Mi-aș dori să avem puterea fiecare să ne reprezentăm fără a ține cont de partid, de proiectele de partid și să ținem cont de problemele noastre sufletești față de acest oraș. Sunt oameni care n-au crescut în acest oraș și la fel nu sunt motivați și nu-i doare ceea ce se întâmplă. Eu vă întreb pe dumneavoastră cu ce bani și cu ce venituri o să realizăm problemele din Medgidia în condițiile în care nu știu câte proiecte europene mai sunt în derulare, iar cele care au fost vor trebui susținute de la bugetul local. Vor trebui iar făcut proiecte europene care ca și realizare durează un an jumate, doi pentru aprobare, pentru și cred că va fi puțin cam dificilă finanțarea tuturor problemelor din Medgidia. Acum rămâne ca fiecare să convingă. Vorbiți despre un oraș îndatorat prin credite, un oraș care riscă să piardă niște procese și va trebui probabil să dea niște bani societăților cu care se judecă, un oraș în care soluțiile nu se prea întrezăresc. Și atunci cetățeanul... Ne dorim doar câștigarea administrației. În rest nu contează ce putem să facem. Eu vin din Consiliu și știu care este gradul de îndatorare al primăriei. Știu care este bugetul care putem să-l avem în următorii 2 ani. Va trebui să continuăm aceste proiecte cu eforturi personale din partea administrației, așa, și va trebui să tăiem din alte părți ca să nu le pierdem pe celelalte, care le-am avut în derulare, și mai ales cele europene. Important este să câștigi. Ce este după, mai vedem. Vin din acest mandat de 4 ani în care zic eu că am înțeles toate problemele orașului și zic eu că va fi destul de dificil să ne abținem în promisiuni, pentru că va fi dificil să putem să susținem toate serviciile în Medgidia. Va fi dificil? Și atunci eu vă întreb așa, cetățeanul, că tot vine alegerile, să gândește, bă, dar acum mai duc să mai votez pe vreunul, că... Că speranța aia de care vorbeam ceva mai devreme e pe cale de dispariție. Cred că putem să spunem că nu știi de unde să începi și unde să termini. Tot asfaltăm străzi și tot nu avem. Prioritatea numărul 1 în Medgidia de 26 de ani a fost asfaltarea străzilor. Și tot nu avem. Chiar n-am știut să ne facem o listă de priorități.
Bun, te-a format societatea, școala din Megidia, în diferite profesii, dar n-ai primit darul ăsta de a fi gospodar pentru orașul tău. Așa cum a fost regretatul Eftimie Ilizei. Sunt oameni cărora le poți cere să vină să sprijine, super profesioniști. Avem oameni de mare calitate. De mare calitate. Chiar nu sunt în aceeași formațiune politică cu mine. Așa. Unde eu cred că ar fi făcut față pe orice poziție de manager proiect în derulare, unde aveam nevoie de oameni de categoria și de calibrul lor. Eu rămân totuși la părerea că am fost format de niște oameni care au avut niște calități extraordinare, cum a fost maestru și mai târziu inginerul Maxim, care zic eu că ar fi acordat sprijin total în realizarea acestor proiecte, ca având o experiență extraordinară. Sunt într-adevăr oameni care cărora nu li s-a cerut ajutorul. Îmi doresc să strâng lângă mine oameni profesioniști, să am de-a face cu oameni profesioniști care într-adevăr știu să aprecieze lucru. Acum relația dintre oameni este într-o împărțită între partide. Nu încercăm să fim concetățeni, să fim apropiați unul de celălalt. Nu există decât ură, discordie și probleme de ordin care ne separă, probleme de ordin politic. Și zic eu că este nociv pentru oraș, pentru societate, pentru noi. Greu cu Megidia zilelor noastre. Se poate vorbi despre un viitor al municipiului Megidia? Un viitor, că viitor există, dar un viitor în care speranța să nu mai moară, în care oamenii să creadă și un viitor în care tinerii să se întoarcă în oraș sau, dacă nu să se întoarcă, măcar cei care cresc să rămână? Speranța de a nu mă repeta. Viitor există în condițiile în care terminăm cu promisiunile. Păi cum? Că cu perioada electorală e raiul promisiunilor. Problemele de grup. Păi de aceea înseamnă că am vorbit degeaba. În moment ce funcțiile deja sunt împărțite, vino și fii lângă mine că eu gata, uite, te fac, de mâine ești director nu știu unde. Nu, deci problemele de grup nu trebuie să mai existe. Să fie negociate înainte de terminarea legii. Da, trebuie să vină un om cu un pragmatism și cu dorința de a schimba. De a schimba în bine orice instituție și de a găsi soluții prin atitudinea pe care o are să poată să-și realizeze toate targeturile care și le propun în ăștia 4 ani să existe început și sfârșit. Pentru că eu ce pot să spun acum dacă după 8 ani rămânem cu toate problemele astea neterminate și lăsăm pe mâna altuia să vină să le termine, că eu am vorbit frumos, am fost un băiat drăguț cu cetățenii. Efectiv i-am dus de nas. N-am fost în măsură să-mi impun principiile pe care le-am avut. Da? Atunci eu ce pot să cred? Că nu înțeleg, banii s-au plătit. Banii s-au plătit. Să fac în continuare licitații. Vedeți dumneavoastră că aici sunt probleme de ordin organizatoric. Ce este până într-o 100.000 de euro să pot face cu atribuție directă? Ce depășește 100.000 de euro intră pe licitații. Sunt firme care nu sunt verificate așa cum ar trebui. Așa cum s-a întâmplat cu firma de la ambulatoriu.
firmă care nu și-a putut susține lucrările. Când... Bine, da, era, eu știu, au mai zis colegii dumneavoastră în Consiliu, domne, era aproape imposibil să reabilitezi în 3 luni sau cât... Cum să fie imposibil? Toată suprafața aceea, la câte lucrări erau de executat. Haideți, domnule, cum să fie imposibil? Păi haideți să mergeți în multinaționale, să vedeți investiții de câte 10-15 milioane de euro, așa realizate în 45 de zile, 60 de zile, 90 de zile. Am fost la porți deschise. A fost prezentat proiectul. Nu deschid mai multe discuții pe această temă, dar a fost un proiect de mare anvergură și realizat punct cu punct, fără niciun fel de problem cu respectarea termenului de execuție. Deci se poate, dacă se vrea. Se poate, dar în momentul când îți asumi toate responsabilitățile. Dar dacă tu tot timpul ești bala turci, tot felul de, cum să le zic, Vizite, te interesează mai mult activități culturale, e greu să te axezi și să vezi că mai important este realizările pe acest segment. Da? Așa cum a fost cele 3 proiecte. Erau realizabile. Managerii de proiect și cei care supraveghează compartimentele din administrația primăriei sunt deosebit de slabe în privința asta. Adică a fost o plăcere deosebită să mă jignească în ședința de Consiliu venind cu 2 vrapuri când eu le-am cerut explicații, având experiență. Deși le-am spus persoane care poate să-i ajute în derularea acestor proiecte. Dar noi avem nevoie de bârfă. De bârfă, de rezolvarea problemelor personale. Nu avem nevoie de oameni care să rezolve... vine din partea lui nu știu cine. Nu este agreat de către noi. Lăsăm pe altul, aducem pe altul. Păi ce bază ai avut în momentul când ai pus manager de proiecte pe asemenea proiecte de anvergură, așa, fără să te asiguri că le vor duce la bun sfârșit? Cine plătește? Plătește cetățeanul. Pentru că el, chiar dacă aici s-a pierdut, el an de an vine și își plătește taxele și impozitele. Și atunci e bine ca cetățeanul să nu mă vadă pe mine. Să-i vadă pe cei care nu sunt în măsură să le asigure adevărata valoare a condițiilor în Megidia. Plătesc taxe și impozite pe municipiul Megidia. Deși situația lor este cea care este. Sărăcia nu se datorează mie. Sau altui privat din Megidia. Nu. Sărăcia a fost adusă în Megidia de către oameni. Pentru că ei au ales în felul ăsta să fie reprezentați fără să primească și explicații. Și atunci zic eu că aproape de oameni înseamnă să fii aproape de ei cu sufletul și să fii sincer. Cu fățărnicia nu o să mai ducem mult. Frumoasă încheiere. Vă mulțumim frumos pentru prezență. O să ne mai revedem, mai ales în perioada asta a campaniei electorale care se anunță, eu știu, o bătălie care seamănă mai mult a un război decât o dezbatere. Vreau să vă pun o întrebare, domnul Ciobor. Pentru ce să ne bate? Nu știu, asta mă întreb și eu. Pentru că de fiecare dată în campaniile electorale se fac acuzații, se strigă, hoții, și așa mai departe. Tu ai făcut, eu n-am făcut. Tu ai dres, eu n-am dres și așa mai departe. Și nici în Consiliul Local și nici în campaniile electorale nu vedem o dezbatere pe proiecte reale, concrete, care să ducă orașul ăsta într-o direcție corectă. Au fost într-adevăr dezbătute și proiecte. S-a bătut toba pe parcul industrial. Spuneți-mi și mie dacă s-a realizat 1% din acest proiect, să discută de 12 ani de el. Dacă s-a realizat 1%.
Hârtii și iar hârtii. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Stimați telespectatori, aici punem un punct ediției din această seară a emisiunii Oameni și Oameni. A fost în fața dumneavoastră domnul Dănuțu Dumitru Cotârlă, consilier local și cetățean al municipiului Medgidia. Rămâneți cu Alfa Media pentru că la noi se spune mai întâi adevărul. Toate cele bune!